Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la mica noastră pilulă de pedagogie, o rubrică nouă a Casei Corpului Didactic din Galați, prin care ne propunem să aducem înaintea dumneavoastră, într-un mod accesibil și prietenos, câteva dintre conceptele, noțiunile, ideile pe care le considerăm importante pentru practica și activitatea noastră de profesor. Astăzi vom discuta despre programele școlare. Programa școlară, acest document, acest instrument de care auzim încă din timpul facultății, atunci când începem pregătirea noastră psihopedagogică, începem să ne pregătim pentru a deveni profesori, ar trebui să fie, dacă vreți, coloana vertebrală. Ar trebui să fie principiul vertebrant și structurant al activității noastre, documentul plecând de la care să proiectăm și să desfășurăm activitatea didactică. Ori însă reușim să facem asta și trebuie să admitem că încă ne întâlnim cu erori elementare, cum ar fi de exemplu cea de a planifica materia pornind mai degrabă de la manualul școlar decât de la program. Lucrurile trebuie să stea exact invers. Programa este documentul fundamental, iar manualul nu este în fond altceva decât un instrument care sigur concretizează și operaționalizează conținuturile și competențele pe care le propun programele școlare, însă întotdeauna planificarea și desfășurarea activității didactice trebuie să plece dinspre program. De asemenea, vom recunoaște iarăși faptul că de foarte multe ori ne întâlnim cu programa școlară numai la începutul unui semestru sau al unui an școlar, atunci când facem eventual planificările calendaristice, după care programele respective încremenesc undeva într-o arhivă virtuală sau fizică și nu ne mai întâlnim cu ele decât eventual la începutul semestrului sau anului următor. Punctul nostru de vedere, programa școlară este un instrument viu, este un instrument de care ar trebui să ne servim în mod cotidian, așa cum facem cu, știu eu, cuțitul cărătă în pâine acasă, și nu o relicvă birocratică mumificată la care să ne uităm așa, știu eu, deferent și temător, dar pe care să nu o folosim de fapt. Pentru a exemplifica ceea ce vreau să spun, voi discuta astăzi despre o programă de liceu, mai exact programa de filozofie, pentru filiera teoretică, dar și pentru filiera vocațională. Și vom încerca împreună să vedem care este structura acestei programe și ce anume ne propune. Orice programă are o notă de prezentare, o parte introductivă în care ne este descrisă foarte pe scurt atât structura în sine a documentului, actele naționale și internaționale în baza cărora a fost concepută programa respectivă, dar și elemente generale, elemente de filozofie educațională profundă, cum ar fi, de pildă, în acest caz, dimensiunile pe care le urmărește programa respectivă. De exemplu, programa de filozofie propune o dimensiune explicativ-informativă, care propune însușirea de cunoștințe și de concepte fundamentale, o dimensiune normativă, care se referă la principii referitoare la drepturile omului, dar și la alte tipuri de principii și norme etice, o dimensiune interrogativ-reflexivă și valorizatoare, care are în vedere dezvoltarea competențelor specifice gândirii critice, spirit creator, flexibilitate, spirit interrogativ, da, gândire deschisă, divergentă și așa mai departe, și nu în ultimul rând o dimensiune practică, adică o orientare către concretizarea în viața elevului a cunoștințelor și normelor deprinse și învățate la ora de filozofie. Pentru că nu mă pot opri să spun asta, în ciuda anumitor preconcepții și prejudecăți foarte circulate,
filozofia are un spirit, sau poate avea cel puțin un spirit profund, practic, și am îndoieli profunde că există viață umană conștientă și complexă care să se poată debarasa întru totul de filozofie. De asemenea, după nota de prezentare, ne sunt prezentate competențele generale, cele pe care le urmărim în cadrul acestei discipline, iar ele sunt următoare: utilizarea de concepte specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicarea unor fapte, evenimente, procese, aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice și practice în cadrul diferitelor grupuri, manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare, participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității. Deci, dragi colegi, la nivelul cel mai general și mai profund, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le urmărim. Nu urmărim ca un elev să știe ce a spus Aristotel despre problema socialității sau care sunt diferențele dintre utilitarismul lui John Stuart Mill sau Jeremy Bentham. Sigur că, referindu-ne strict la dimensiunea explicativ-informativă, lucrurile pot începe de aici, de la cunoașterea unor idei și familiarizarea cu anumite concepte, însă ceea ce ne dorim de la elevii noștri e ca ei să devină competenți din punct de vedere pedagogic, adică să poată folosi aceste noțiuni, aceste principii în încercarea lor de a înțelege și de a explica lumea în care se află, în încercarea lor de a se înțelege pe sine, în încercarea lor de a găsi căi pentru a rezolva problemele cu care se întâlnesc, de a coopera cu ceilalți, de a se implica în comunitate și așa mai departe. Prin urmare, elevul pe care îl urmăresc, pe care urmăresc să îl formez la finalul ciclului de studiu al filozofiei în liceu, este un elev implicat, este un elev capabil să coopereze, este un elev cu reflexe critice, interogatoare, autoreflexive. Acela este elevul pe care în principiu îl voi nota cu 10 și nu neapărat elevul care poate transmite pe cale pur mnezică anumite informații despre anumite idei și teorii filozofice. De asemenea, o altă componentă pe care uneori o trecem cu vederea este cea care se referă la valorile și atitudinile pe care ne propunem să le cultivăm la elevii noștri. Trebuie să admitem că uneori sărim repede peste partea asta a programelor școlare și ne uităm foarte rapid în tabelul de competențe specifice și de conținuturi, eventual doar în coloana privind conținuturile, însă nu trebuie să uităm că ceea ce ne propunem de fapt este să formăm niște competențe plecând de la asumarea, interiorizarea și asimilarea anumitor valori. Valorile și atitudinile pe care le prezintă programa de filozofie sunt următoarele: gândire critică și divergentă, disponibilitate pentru dialog și dezbatere, curiozitate și interes pentru studiul filozofiei, coerență și rigurozitate în gândire și acțiune, conștientizarea identității personale, acceptarea diversității, valorizarea pozitivă a diferențelor, solidaritatea și asumarea responsabilității faptelor personale. Cu alte cuvinte, atunci când încercăm să dezvoltăm competențele din programă, încercăm să vedem și eventual să concepem modalități de a măsura și de a observa sistematic în ce măsură elevii reușesc să-și asume și să asimileze valorile și atitudinile. Fiecare dintre aceste valori și atitudini este în sine o provocare, este o provocare profundă. Gândiți-vă numai la gândirea critică și orice gândire critică trebuie să aibă și o componentă autocritică. Cu alte cuvinte, cât de dispuși suntem noi și mai ales elevii noștri să
punem la îndoială credințele și convingerile noastre cele mai înrădăcinate. Cât de dispuși suntem să purtăm un dialog real, adică un dialog care să presupună deschidere și acel tip de bunăvoință, dacă vreți, personală și cognitivă, care să mă facă să admit în anumite situații că da, e posibil să greșesc și că da, e posibil ca interlocutorul meu să aibă dreptate. Acceptarea diversității, dacă vrem să trecem dincolo de faptul că această formulă sună ofertantă în sine, trebuie să ne gândim că acceptarea diversității este o provocare critică, stringentă a lumii de azi, în măsura în care lumea noastră devine tot mai globală, mai interconectată, mai puternic, știu eu, diversă și așa mai departe. Nu e suficient, ci cred că orice profesor care a încercat să formeze în mod responsabil competențele socio-umanistii asta, nu e deloc ușor să treci de la simpla clamare a toleranței și a unui principiu de acceptare a diversității la punerea efectivă în fapt a acestui lucru. Sigur că elevilor le e foarte ușor să repete niște principii pur verbal sau chiar să mimeze într-o anumită măsură asimilarea lor. Asimilarea reală însă acestor principii poate fi o muncă extrem de dificilă, dar prin asta spun eu și extrem de frumoasă. În fine, nu voi detalia acum gândurile pe care le-am cu privire la încercarea de a cultiva fiecare dintre aceste valori și atitudini, însă cred că m-am făcut mare parte înțeles și ajung la ceea ce reprezintă, dacă vreți, miezul tare al fiecărei programe, mai exact tabelul care conține competențele specifice, cele care dezvoltă și concretizează competențele generale, și fiecărui set de competențe specifice îi sunt asociate anumite conținuturi. Bun, aici aș vrea să spun un lucru. Sigur că nu toate disciplinele și nu toate programele oferă exact același grad de libertate, dar în principiu, pentru că s-a discutat mult în spațiul românesc despre faptul că avem programe foarte stufoase sau foarte încărcate, aș vrea să spun că nu se insistă, din punctul meu de vedere, suficient de mult pe ideea că programele școlare oferă profesorului, de fapt, un grad destul de mare de libertate și un spațiu destul de mare pentru creativitate în abordarea materiei școlare. Cu alte cuvinte, locul unde voi încerca ca profesor să mă uit atunci când încerc să-mi gândesc, să-mi proiectez activitatea didactică, este la tabelul de competențe specifice, pentru că pe ele le urmăresc în primul și în primul rând. Sigur că există niște conținuturi, ba mai mult la filozofie există chiar și niște liste de autori obligatorii, da? Niște autori care trebuie abordați. Însă, dincolo de asta, conținuturile pe care le propune programa de filozofie sunt, din punctul meu de vedere, suficient de ofertante pentru a permite elevilor și profesorilor să se angajeze în niște activități de învățare care să fie și relevante pentru un tânăr care trăiește în ziua de azi și atrăgătoare din punct de vedere intelectual și din alte puncte de vedere. Cu alte cuvinte, dragi colegi, atunci când parcurgem programa de filosofie, nu parcurgem neapărat manualul și fiecare text pe care îl propun autorii manualului. Am perfecta libertate, dacă aleg, de exemplu, să folosesc un text din Platon,
să vorbesc plecând de la un text, știu eu, din dialogul Phaidon, de exemplu, sau din dialogul Menon, nu neapărat de la, știu eu, dau un exemplu absolut la întâmplare, celebru mit al Republicii, al peșterii, scuze, din dialogul Republica. Nu mă împiedică nimeni să folosesc autori care nu sunt în manual. Nu mă împiedică nimeni să folosesc materiale multimedia, da, filme de pe YouTube sau, știu eu, podcasturi sau alte tipuri de pagini interactive. Nu mă împiedică nimeni, de fapt, să mă folosesc de toată bogăția de instrumente și de metode pe care societatea asta informațională în care trăim ni le pune la dispoziție. E esențial să înțelegem că la final ceea ce trebuie să realizăm pentru elevii noștri nu este o arhivă pur mnezică, da, în care să se înghesuie acolo precum cartofi într-un sac anumite informații despre filozofie și despre filozofi, ci noi încercăm și trebuie să ne propunem să reușim formarea acestor competențe. Elevul nostru va fi primit ceea ce trebuie să fi primit, iar noi ne vom fi făcut treaba în momentul în care vom putea evalua, eventual cu un punctaj mare, aceste competențe. De exemplu, analizarea și compararea unor puncte de vedere diferite asupra problematicii naturii umane sau argumentarea unor poziții diferite privind raportul identitate-alteritate în definirea persoanei, formularea unor judecăți și aprecieri personale referitoare la diferitele concepții cu privire la problematica naturii umane și a sensului vieții. Sigur, asta naște probleme conexe în sensul că trebuie să gândim și instrumentele noastre de evaluare, pornind de la ideea fundamentală că ceea ce evaluăm sunt niște competențe. Și sigur că pentru a evalua niște competențe trebuie să gândim niște descriptori, adică niște descriptori de performanță, adică niște itemi care să poată măsura prin observarea unor comportamente vizibile în ce măsură a fost atinsă competența aceea. Despre evaluarea unor competențe vom vorbi însă într-un video viitor. Mă apropii de finalul expunerii mele, uitându-ne un pic și spre ultima parte a programei, cea care conține sugestiile metodologice, iar aici, în partea de sugestii metodologice, avem atât elemente de filosofie educațională care au stat la baza conceperii programei, dar și anumite tipuri și exemple de activități, cum ar fi, de pildă, discuțiile libere în clasă, analiza comparativă, argumentarea pro și contra, transferul conceptual și ideatic, analiza de text filozofic, reflexia personală și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, cerul e limita pentru activitatea noastră în clasă. Repet, pentru că intuiesc cumva o obiecție care îmi poate fi adusă. Repet, nu toate programele școlare oferă exact același grad de libertate. Însă nu cred, și sper să nu mă hazardez spunând lucrul ăsta, că în esență programa școlară trebuie văzută ca un document sufocant și sterilizant pentru activitatea profesorului, ci mai degrabă, mai spun o dată, ca un fel de coloană vertebrală a întregii noastre activități. Trebuie să îndrăznim să fim la nivelul exigențelor educative ale epocii, trebuie să îndrăznim să încercăm să ne educăm elevii pentru lumea care vine. Și da, o voi spune cu subiect și predicat, o bună utilizare a programelor școlare este primul pas pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc și vă aștept la următoarea pilulă de pedagogie.